În proiectul de astăzi vom vorbi despre cum am restaurat noi bandoul de plastic al unei mașini care a fost mătuit de soare. Acesta fiind aftermarket, s-a mătuit și s-a decolorat din cauza soarelui. Vom face asta ajutați de o lampă cu gaz, iar flacăra produsă de aceasta plimbată pe suprafața plasticului, pe suprafața materialului, va reda înapoi culoarea acestuia. Întâi vom proteja zona, vom lipi bandă de hârtie de jur împrejur, pe care o vom uda ulterior. O udăm ca să nu se aprindă, să nu se ardă. Apoi, cu lampa aprinsă, cu o flacără nu tocmai puternică, facem mai multe treceri dacă este nevoie, deși diferența se poate vedea de la prima aplicare, de la prima trecere. Vedem cum flacăra redă înapoi culoarea și strălucirea materialului. Trebuie să avem grijă și să protejăm bine tabla și vopseaua de jur împrejurul ornamentului în cazul nostru, pentru că această bandă face și bine, face și rău, pentru că dacă se aprinde și se arde, va rămâne lipiciul și arsura va rămâne pe vopsea. Noi am udat această bandă de hârtie și nu s-a aprins decât într-un colț, dar a avut tendința să se mai aprindă pe alocuri atunci când a fost în flacără directă, pentru că, fiind hârtie și având și acel adeziv, este foarte ușor inflamabil. Putem observa că flacăra lămpii este aproape insesizabilă, nu este vizibilă. Asta pentru că este o lampă cu o flacără foarte slabă. Aceasta nu este puternică pentru că nu am vrut să ardem materialul. Așa arată în final, după ce am restaurat bandoul. Se vede clar diferența de cum era înainte și cum este acum, dar nu trebuie să ne gândim că va arăta la fel cum a fost nouă, pentru că se schimbă puțin textura materialului. Încercăm să facem același lucru și pentru bandoul bării din spate. Fiind tot material plastic, ne așteptam să iasă la fel și să aibă aceea strălucire, însă se pare că nu toate materialele plastice reacționează la fel la acțiunea flăcării. Este de menționat că același rezultat putem să-l avem și cu o suflantă cu aer cald sau, îi se mai spune, freon tehnic. Deși diferența nu este la fel de mulțumitoare ca și în primul caz, oricum arată mai bine ca înainte. Același lucru l-am făcut și la capacul bării din față, unde vine cârligul pentru remorcare. L-am încălzit, nu putem să spunem că l-am ars, cu lampa cu flacără și acesta și-a recăpătat foarte bine culoarea. Nu este mare diferență, dar și-a recăpătat culoarea. Iar cu asta proiectul nostru s-a încheiat. Puteți să ne lăsați în comentarii părerea voastră despre acest aspect, dacă ați folosit această metodă de restaurare, dacă este una sigură și mai ales dacă este una de durată și ce altă metodă de restaurare plastic ați folosit și ați recomanda. Sperăm că video a fost interesant. Până data viitoare, numai bine și pe curând!